Exact axa politică pe care Partidul Național Liberal își va desfășura activitatea și va aborda activitatea politică și va aborda anul electoral 2024. Doresc să fac mențiunea că încă de aseară am avut în analiză rezultatele mai multor sondaje și am avut posibilitatea ca fiecare lider de filială, fiecare membru al Biroului Politic Național să își exprime propria viziune față de modul în care Partidul Național Liberal va aborda obiectivele pentru anul 2024 și, desigur, modul în care ne vom desfășura activitatea la guvernare. Cu unanimitate de voturi, decizia a fost adoptată ca Partidul Național Liberal, folosind motoul istoric al partidului, prin noi înșine, așa cum de-a lungul timpului am reușit ca prin acest motou, care nu este doar al Partidului Național Liberal, este al nostru, al românilor, am reușit să depășim momente grele din istoria noastră, tot la fel cu optimism și cu mobilizare, cu ambiție, cu unitate, cu solidaritate, Partidul Național Liberal va aborda anul electoral 2024. Doresc să subliniez și să mulțumesc tuturor liderilor de filială pentru modul responsabil și pentru angajamentul fiecăruia dintre ei ca în continuare să ne îndeplinim obiectivele asumate cu responsabilitate față de români, să continuăm la fel de angajați și la fel de motivați îndeplinirea obiectivelor la guvernare, aspect care a fost dezbătut aseară împreună cu toți miniștrii Partidului Național Liberal, prezentând fiecare activitatea pe care a desfășurat-o până în acest moment, care sunt obiectivele și sarcinile până la finele anului 2023 și, desigur, obiectivele guvernamentale pentru anul 2024, astfel încât să putem să închidem programul de guvernare așa cum a fost el prezentat. De asemenea, doresc să subliniez faptul că fiecare dintre cei prezenți astăzi aici au asumat acest spirit de solidaritate și unitate și angajament, pentru că avem un electorat care așteaptă de la noi să ne îndeplinim politicile de centru-dreapta, să continuăm să performăm la nivelul administrațiilor locale, să putem la nivel central să venim cu politicile publice prin care continuăm să dezvoltăm România, prin care continuăm să asigurăm cadrul necesar implementării legii educației, legilor educației, să continuăm să implementăm obiectivele propuse pentru modernizarea sistemului de sănătate, pentru modernizarea infrastructurii, pentru tot ceea ce înseamnă o administrație mai bună și digitalizată, pentru tot ceea ce înseamnă obiectivele de mediu asumate de către țara noastră. Este un drum al Partidului Național Liberal în Uniunea Europeană, promovând valorile democrației lumii libere, promovând valorile Uniunii Europene, ale relației euroatlantice. De asemenea, doresc încă o dată să subliniez, fără niciun fel de echivoc, să nu se înțeleagă cumva că prin această decizie
Partidul Național Liberal a gândit o altă abordare a prezenței noastre la guvernare. Vom continua să guvernăm, vom continua să colaborăm și să cooperăm pentru îndeplinirea obiectivelor cu Partidul Social Democrat. Guvernarea este principala preocupare a noastră în acest moment și de aceea vă rog să avem cu toții în vedere că mai abitir decât acum vom continua să desfășurăm activitățile specifice la nivelul executivului și la nivelul administrației locale pentru îndeplinirea obiectivelor asumate prin programul de guvernare. Vă rog. V-ați asumat în sală rolul de candidat al partidului la alegerile prezidențiale. La activitatea actuală, minte pe premier, partidul de coaliție. Este important să vă împărtășesc modul în care s-a ajuns la această știre, pentru că noi astăzi am luat o singură decizie, și anume decizia de a merge în alegeri prin noi înșine. Avem și capacitatea, avem și resursa umană, avem și motivarea necesară și la discuțiile interne am asumat că voi conduce Partidul Național Liberal împreună cu toți membrii Biroului Politic Național, cu președinții de filială, cu tot activul de partid în tot ceea ce înseamnă campanii din anul 2024. Întrebarea a venit de la un coleg dacă îmi asum tot ceea ce înseamnă linia electorală din 2024 și a fost cât se poate de evident și este cât se poate de natural în calitate de președinte al partidului, nu pot să îndemn să facem ceva dacă nu asum responsabilitatea la tot ceea ce înseamnă alegeri din 2024.